Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna mai, o lună în care se vor resimți schimbările aduse de conjuncția Jupiter-Uranus. Voi face o cruce celtică dublă. Aveți foarte multă muncă, deci vă sunteți concentrați în această muncă, dar vă doriți o schimbare. Vă dați seama că nu sunteți acolo unde ați vrea să fiți. Munciți foarte mult, dar nu vă simțiți împliniți, nu vă simțiți în locul în care ați vrea să fiți. Și comunicați foarte mult, o comunicare care va duce totuși suferință, sau discutați despre această suferință. Vorbim de 10 de spade, o viață grea. S-ar putea ca în aceste comunicări să vorbiți despre viața voastră, să arătați aceste situații în care voi ați muncit foarte mult și cineva vă contestă munca voastră, unde nu puteți face mare lucru, treceți totul prin conștiința voastră și nu puteți să-i convingeți pe ceilalți că nu este corect să vă conteste munca voastră. Concluzia asupra voastră, blocajele din viitor, cum începeți luna, trecutul, ce vă mai influențează încă, viitorul, așa cum sunteți voi, mediul vostru, speranțele, răspunsul final. Acum voi lua celelalte cărți. Iată, o regină de bâte, vorbim de o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în leu, o femeie energică, hotărâtă, o femeie care vrea să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, așa cum le vede ea, dreptatea și adevărul, o femeie care puteți fi și voi dacă aveți luna plină sau ascendentul în leu, dacă sunteți femei. Căreia îi place totuși distracția, vrea să participe la reuniuni, la distracție, se simte foarte bine legând relații noi, dar totuși aici apare turnul care arată că o construcție pe care ați realizat-o și nu a fost pe o bază solidă se dărâmă și vă aduce cu picioarele pe pământ. Vă face să vedeți greșelile voastre, vă face să vedeți ce trebuie să corectați în viață și vă dă șansa să reconstruiți acest turn pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și un prinț de bâte, un săgetător care poate să vă aducă o veste, o veste legată de un scop pe care l-ați urmărit, vorbim de Mercur, Mercur care
Este magicianul, el urmărește, deci poate să puteți fi voi, urmăriți acest scop, dar vă folosiți și de bagheta magică, de mental, de idei, de creativitate, de gândire, de tot ceea ce puteți dispune. Vom începe cu 1, da? Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Așa cum sunteți voi în această lună, dispuneți de bani, primiți bani, dar v-ați dori să aveți mai mulți, considerați că aveți mai multe plăți de făcut și trebuie să economisiți, sunteți nemulțumiți, nu vi se pare că ceilalți v-au recunoscut această muncă a voastră și nu considerați că ați primit tot ceea ce dorea să primiți. Mediul vostru este distracția, petrecerea, unde vă simțiți bine, relațiile pe care le aveți. Aici aveți cu cei care vă distrați proiecte, dar la aceste proiecte ați muncit, dar ați și greșit. Aceste greșeli vă arată totuși recolta voastră, care este nemulțumitoare. Voi v-ați fi făcut planuri mai mari, ați fi avut o recoltă mai bogată și totuși nu ați primit chiar tot ce ați dorit voi. În schimb, speranța voastră, dorința voastră este să puteți să deblocați o situație, să aveți tot ce vă trebuie pentru a debloca această situație și să adoptați o schimbare, o schimbare profundă, o schimbare în idei, în gândire, în mental, în creativitate, în sentimente, în relații, în energie, în vitalitate. Este o schimbare ca un fel de talisman al norocului. Depinde totul numai de voința voastră. Acesta este ce v-ați dori voi. Să vedem cum veți începe luna. Veți începe cu o relație destul de tensionată cu un prinț de spade. Prințul de spade, dacă observați, are un ascendent zodie în gemeni. Este un bărbat energic, hotărât, un bărbat care este războinic. Deci, o persoană crudă, o persoană care este capabilă să vă rănească atât pe voi cât și pe o altă femeie. O femeie care are ascendent zodie, lună plină, poate în berbec. O femeie creativă, o femeie care își dorește noutăți, o femeie care călătorește, dar s-ar părea că aici există o adevărată luptă între acest prinț de spade și acest paș de băte. Trecutul pentru voi este vorba de un prinț de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, observăm semnele fecioarei, un bărbat creativ, dar un bărbat care muncește foarte mult, călătorește, realizează venituri din munca lui, și știe cum să acumuleze această muncă, dar are și un șapte de cupe. Am putea spune că arată un moment dificil în care se pierde în visare, se pierde în amăgiri, își creează singur amăgiri.
s-ar părea că este o relație sau o influență pe care o aveți aici, voi vărsătorii, cu acest prinț de monede. Ce vă mai influențează încă este forța, puterea voastră de a vă mobiliza trup și suflet pentru a vă atinge scopurile. Deci, vorbim de sentimente, de iubire, de creativitate, de intuiție, astfel încât să țineți sub control acest leu. Deci, este un aspect care puteți să-l folosiți în această lună. Și creativitatea, o creativitate măruntă, o creativitate mică, care este la început, dar promite să se dezvolte pe viitor și trebuie să o conduceți genial. Această forță vă ajută să conduceți această creativitate genial. Concluziile asupra voastră sunt doiul de cupe și optul de monede. Voi vreți să vă împăcați cu o persoană care v-a contestat munca voastră, v-a făcut anumite reproșuri și voi totuși vreți să vă împăcați cu această persoană, să ajungeți la o înțelegere, astfel încât totul să fie bine și să existe o armonie între voi și această persoană. Blocajul vostru rămâne aici și rezultatul final. Să vedem blocajul. Blocajul este lumea, este a doua oară când apare schimbarea. Voi chiar o să vă bazați foarte mult pe această schimbare în această lună. Este o schimbare profundă, o schimbare care depinde de voința voastră și este considerată un fel de talisman al norocului, această schimbare. Deci, o schimbare importantă în idei, în gândire, în mentalul vostru, în creativitatea voastră, în sentimente, în relații, în sensibilitate, în energie, în vitalitate. Și toate acestea, sunt alături de forță. Forța, puterea voastră, dar vedeți că această forță vine din interiorul vostru. Ea vă susține această schimbare. Trebuie să vă folosiți intuiția, să vă folosiți sentimentele, iubirea, creativitatea, astfel încât să țineți sub control acest leu. Este un blocaj. Toate aceste schimbare și această forță pe care voi vreți să o folosiți, ea reprezintă un blocaj pentru voi în viitor. Cândva nu a reprezentat un blocaj, dar acum poate să reprezinte un blocaj. Schimbarea pentru voi, viitorul, reprezintă șansa pe care vreți să o luați, nebunul. Nebunul este omul și care își dorește o șansă, vrea să iasă din stagnare, așa și voi, vreți să ieșiți din stagnare, vreți să începeți un proiect nou, să începeți ceva nou, cu energie, dar nu sunteți ajutați de nimeni. Am zice, nu beneficiați de niciun ajutor. Dorința voastră s-ar părea că este vorba de obținerea unor bani, o sumă mare de bani, vă doriți acești bani. Și bani pe care voi vreți să-i investiți în bunuri, în locuin, într-o casă, într-o mașină. Deci nu sunteți ajutați de prieteni, dar voi vă luați această șansă și gândiți că veți avea ajutorul divin, bunăvoința divină, care o să vă ajute să depășiți blocajele, dar nu observați prăpastia din fața voastră, fiindcă nu v-ați asumat niciun risc. Și întotdeauna acest început pe care îl faceți și pentru care nu sunteți pregătiți, presupune și anumite riscuri pe care trebuie să vi le asumați.
Rezultatul final este împăratul și 2 de monede. Împăratul poate să reprezinte chiar și o persoană din anturajul vostru care vrea să vă ajute, să vă dea un sfat, să vă explice o situație, dar este o persoană autoritară, o persoană care, dacă vă doriți să primiți ajutorul ei, va trebui să gândiți că, de fapt, trebuie să faceți cam ce vă cere, adică să țineți cont de dorințele acestei persoane. Și, în primul rând, să vă descurcați cu banii pe care îi aveți, adică primiți bani pentru munca voastră, fiindcă acest 2 de monede reprezintă banii primiți pentru eforturile voastre. Puteți să vă faceți plățile pe care le aveți de făcut, dar aveți și depus bani deoparte, poate pentru o distracție, poate pentru vacanță. Și sfatul întotdeauna este al acestui împărat, care, așa cum am spus, poate să fie autoritate, dar poate să fie și o persoană care să vă ajute numai în situația în care voi sunteți într-adevăr o persoană care ascultați de sfatul acestui împărat. Aceasta ar fi citirea pentru voi pentru luna mai. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, să ajutați canalul să se dezvolte, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!